Cartea Iosua ne vorbește despre un moment, un sezon uh, interesant în viața poporului Israel. Câteodată credem că e suficient că Dumnezeu îți promite ceva. Și că dacă Dumnezeu ți-a promis acel lucru, tu nu trebuie să mai faci absolut nimic decât să aștepți ca Dumnezeu să împlinească ce ți-a promis. Ți-a spus Dumnezeu într-un fel sau altul ceva, tu ai ascultat mesajul acela, poate ți l-ai și notat și ai zis, asta trebuie să se întâmple. Noi acum așteptăm să se întâmple ce are Dumnezeu de spus. Dar conform Scripturii, dragii mei, lucrurile sunt puțin mai complexe decât atât. Conform Scripturii, când Dumnezeu promite ceva, există niște lucruri care se derulează. Cartea Iosua, este o carte care ne vorbește despre felul în care se iau în stăpânire acele teritorii spirituale, acele binecuvântări pe care Dumnezeu ți le dă. Când Dumnezeu îți promite ceva, când Dumnezeu te anunță ceva, când știi precis că Dumnezeu are o binecuvântare pentru tine, există mai multe moduri de a primi această binecuvântare și trecând prin cartea Iosua, încep să le observi. Sunt momente în care aparent nu trebuie să faci mare lucru, dar și când aparent nu trebuie să faci, tot trebuie să faci. Cu cererea cetății Rihon este unul dintre elementele de luptă spirituală greu de înțeles pentru mulți în aceste zile. Pentru că sunt unii care vor să își pună ei mâna în toate și să controleze toate lucrurile și cucerea cetății Ierihon, o cetate indestructibilă, imposibil de cucerit, ne arată cum Dumnezeu lucrează, dar deși Dumnezeu lucrează și El singur a făcut toată minunea, și a pus poporul ca timp de șapte zile să se învârtă în jurul cetății Ierihon, aparent degeaba. Și am spune, Doamne, dacă Tu ai făcut minunea, de ce mă pui să mă învârți și să râdă alții de mine și să fac cercuri în jurul Ierihonului? Stau și mă gândesc ce or fi povestit acasă vitejii Ierihonului, pentru că aș vrea să înțelegem când Dumnezeu vorbește în capitolul 6 și spune lui Iosua, îi dă poruncile despre ceea ce trebuie să se întâmple, îi spune felul următor. Iată dau în mâinile tale Ierihonul, pe împăratul lui și pe vitejii lui ostași. Când Dumnezeu spune că cineva e ostaș viteaz, să fii sigur că l-ai ostaș viteaz. N-a fost descrierea cuiva care, știi cum e, că întotdeauna cei pe care îi cunoști și lângă tine cei mai buni și cei mai tari. Ăștia erau din împărăția cealaltă și Dumnezeu le spune, îți ostași vitej. Și Dumnezeu spune despre ei că viteji ostași. Și cu toate că eticheta asta a fost formidabilă, mai ales că a fost așezată de Dumnezeu, cu toate acestea, cu toate acestea în momentul când te apropii să cucerești cetatea respectivă, te gândești, ok, oamenii aceștia au stat pe zidurile cetății și așteptau să vadă ce se întâmplă. Și au văzut poporul acela de care ne spune Scriptura la un moment dat că le-a fost frică și au văzut că vin și vin în față cu preoții și se învârt în jurul Ierihonului, fac cerc în jurul Ierihonului și apoi pleacă acasă. Și asta a fost duminică, și apoi luni, și apoi marți, și apoi miercuri, joi, vineri. Și cred că de multe ori ostași aceia vitești care se așteptau, mă, în sfârșit vine lupta, în sfârșit, a putem să arătăm că suntem vitești, duceau acasă seara și întreba nevasta, nu, cum au fost? Zice, nu știu. Dar zice, ce ați făcut? Păi ce ne uitat la ei? Și ce au făcut? Păi ce s-au învârtit în jurul nostru? Și și au plecat acasă. Imaginați-vă șase zile una după alta și era un momentul în care, probabil că prima zi s-a sperat, o toți, zice, bă, să fac ceva aici, dar trebuie să vedem ce a doua zi. Dar de la un punct încolo, cred că o să-și bată joc de ei și bă, ăștia vitejii lui Israel, de, de care am auzit că se întâmplă, că s-a desfăcut Iordanul în fața lor. Sunt momente în care Dumnezeu când câștig o bătălie, te pune pe tine să faci niște lucruri care sunt greu de înțeles pentru alții. Greu de înțeles pentru alții. Să postești e greu de înțeles pentru mulți. Să te rogi cu credință ca și când ai fi primit, de multe ori e greu de înțeles și pentru cei care sunt în biserică. Să crezi că Dumnezeu și astăzi vindecă, să crezi că și astăzi Dumnezeu face minuni, Inclusiv pentru unii din biserică e mai greu să creadă că Dumnezeu e același și ieri, și azi, și în veci. Bătăriile spirituale se câștigă, dar se câștigă așa cum vrea Dumnezeu, dar Dumnezeu nu lucrează niciodată singur, ne arată cartea Iosua. Și câteodată trebuie să te duci și pur și simplu să te învârți în jurul subiectului ca să râdă cineva de tine, ca apoi Dumnezeu să poată interveni, Altă dată trebuie să te duci și să dai bătălie după bătălie, altă dată bătălia e atât de cruntă încât Iosua, dragii mei, cere în Marea Lută de la Gabaon ca soarele și luna să nu se mai miște și Dumnezeu lungește ziua ca Iosua și poporul să câștige bătălia. Sunt momente și momente. Noi așteptăm și avem așteptări de la Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze la indigo. Doamne, mi-aduc aminte pe vremuri cum ai lucrat. Mi-aduc aminte ce ai făcut atunci. Doamne, te rog frumos, mai fă cu atât cum ai făcut atunci? Și Dumnezeu zice: Ierihonul a căzut așa, Aiul a căzut diferit, Gabaonul a căzut diferit, Apele, uh, 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 bătările de -l -l la Meron au căzut altfel și fiecare zonă a fost cucerită diferit. Noi ne așteptăm ca Dumnezeu să lucreze la Indigo de când ne-am născut până plecăm. Ne, ne așteptăm mai mult de atât că dacă Dumnezeu a lucrat în viața noastră într-un anume fel, obligatoriu, neapărat, trebuie să facă la fel și în viețile altora, cu punct și cu virgulă. Dumnezeu spune, nu. Cu tine ducă așa și dărâmăm ierihonul așa, cu tine facem gabonul diferit, cu tine facem... dacă te uiți aproape fiecare teritoriu a fost cucerit diferit în Canaan, pentru că Dumnezeu ne învață când bătăliile spirituale nu te aștepta să vezi de multe ori exact același tipar. De ce? Pentru că în momentul când te duci pe tipare înainte, începi să crezi că tu ești cineva. În momentul când lucrurile se întâmplă și vezi o problemă și zici, lasă că intervin eu aici, știi, lasă că, lasă că știu, eu Dumnezeu cum lucrează, sunt obișnuit, e în regulă, lasă că de atâtea ori am făcut și dai la o parte pe ce lasă că intru eu aici, că știu cum funcționează lucrurile. Ăla e momentul când Dumnezeu îți dă peste mână și îți arată că lucrurile se blochează, pentru că sunt teritorii spirituale și El este, este conducătorul oștirilor. Și El ne învață ce și cum avem de făcut. Că strategiile noastre umane de multe ori îl fac pe Dumnezeu să se supere, nu să se bucure. El trebuie să dea strategia, El vine și ne spune ce avem de făcut și cum avem de făcut. De aceea, rolul liderului este nu să vină cu teorii și cu viziuni, ci rolul principal al liderului este să meargă la Dumnezeu și să zică ce am de făcut aici. Foarte mulți comentatori ai scripturii spun că motivul pentru care David nu a pierdut nicio luptă, știți că David nu a pierdut nicio luptă militară. Și comentatorii spun că motivul pentru care David nu a pierdut nicio luptă militară n-a fost datorită faptului că a fost un iscusit strateg militar, ci David n-a pierdut nicio luptă datorită faptului că el s-a dus și l-a întrebat pe Domnul înainte oricărei lupte. Și când Domnul i-a spus să se suie, s-a suit. Și când Domnul i-a spus să se oprească, s-a că Și când Domnul i-a spus să ia la dreapta, a luat-o la dreapta, nu s-a bazat niciodată pe iscusința sa militară și pe tiparele pe care deja le învățase în felul în care Dumnezeu funcționează. Avem nevoie în locurile în care Dumnezeu ne-a așezat și ne-a pus să conducem, avem nevoie de această merenie, care ai o vezi la David în momentul când știe că trebuie să facă ceva. Avem nevoie de această merenie pe care o vedem la Iosua. Și încet aș vrea să intrăm în textul nostru. Iosua, dragii mei, ajunsese într-o postură foarte specială. Multă vreme a fost uh, acolo uh, numărul uh, N pe lângă Moise. L-a văzut pe Moise făcând o săl de lucruri. I-am spune că i-a dus geanta lui Moise multă vreme și a stat acolo pe lângă el și a văzut ce se întâmplă. A fost cu Moise pe muntele Sinai, a văzut lucruri interesante acolo. N-a participat la întâlnirea dintre Dumnezeu și Moise, pentru că acolo a fost numai Moise și cu Dumnezeu. Dar era în proximitate. Iosua era în proximitate a ceea ce se întâmpla. Nu era în mijlocul problemei, dar era aproape, era acolo. Și a venit momentul în care uh, Dumnezeu îl retrage pe Moise și Moise este scos afară, este, uh, se întâlnește cu Dumnezeu, viața lui Moise se încheie și Dumnezeu își pune ochii pe Iosua și rostește bine cuvântările și transferă sceptrul de conducere înspre Iosua, apoi vine... Din nou, Dumnezeu, special la Moise, la, început, la, la Iosua, la începutul cărții Iosua, și îi spune: Iosua, robul meu Moise a murit, acum, scoală-te, treci ordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Prima lecție. Prima lecție. Și asta e o lecție de familie. Și asta e o lecție de biserică, și asta e o lecție de strategie de război spiritual, ei că lucrurile se întâmplă în măsura în care tu pășești în ele. Atât de mult am ajuns să credem anumite lucruri încât credința pe care o avem să ne blocheze din a face. Spunea cineva așa de frumos. Ce mi-a rămas în minte și îl tot citesc de multă vreme, creștinismul nu este o călătorie de a ști. Creștinismul este o călătorie de a face. Hristos nu ne-a chemat ca să știm, ci Hristos ne-a chemat să facem, să facem ucenici. Am fost chemați la o călătorie de a face, nu de a ști. Și mulți am transformat viața noastră într-o călătorie de a ști. Să știm cât mai multe, să aflăm cât mai multe informații, să ascultăm cât mai multe. Sunt câte unii, îmi aduc aminte de, îmi spunea un prieten și l-am apreciat, zice, am ajuns să nu mai ascult nicio predică. Opa, zic, dar de ce? Deci, Adi, zice, m-am trezit că ascult 3, 4, 5 predici pe zi. Și YouTube un urechi și dă predică după predică, după predică, după predică. Zice, după nu știu câte luni de zile, mi-am dat seama că mi-am făcut capul mare și trupul tare mic că nu face nimic. Și m-am blocat din a face lucruri că eu tot stau și ascult, și tot stau și ascult, și tot stau și ascult. Și ăsta era unul dintre liderii din biserică. Și a zis, stop joc! Atâtea mi s-au spus și atâtea știu e cât îmi trebuie vreo două vieți ca să fac câte am auzit că trebuie să fac. E momentul să încep să mă mișc. Și Dumnezeu se uită lui Ios, la Iosua și spune în felul următor. Iosua, îți dau țara în stăpânire, îți dau țara țara stăpânire și ți-o dau nu pentru că doar îți promiție sau am promis-o lui Moise, ci îți dau țara în stăpânire pentru că am promis lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Și ce am promis, ce am promis, eu mă țin de cuvânt. Dar bagă de bine de seamă, Iosua. Bagă bine de seamă. Deși am făcut promisiunea asta, tu ca să intri în stăpânirea acestei țări, tu și cu poporul, vei primi doar cât vei călca cu talpa piciorului tău. Cât faci, cât mergi înainte, cât pășești, ai. Dacă stai numai și tot povestești, nu se va întâmpla nimic. Dacă te duci și te rogi și pui mâna, se întâmplă. Dacă te duci și te rogi pentru cel bolnav, s-ar putea să vindece. Dacă te duci și te rogi pentru cel care este prins de duhuri, s-ar putea să fie eliberat. Dar dacă stai și nu faci nimic, dacă nu mă aștepți ca Dumnezeu să intervină, s-ar putea ca Dumnezeu să spună ce a spus lui Iosua. Cât calci, cu talba biciorului tău, îți dau. Dacă nu calci cu talpa piciorului, nu-ți dau. Și, dragii mei, dacă cineva crede că Dumnezeu vorbește doar didactic, știți cum e să vorbești didactic? Să te duci și să spui niște lucruri, și inclusiv copiii să nu te mai creadă, pentru că ei știu că data viitoare, tu deja ai spus că trebuie să se întâmple așa, așa, și că dacă nu fac, o să, se, o să pățească ceva și ei nu pățesc data viitoare un te mai cred dacă uitați în scriptură ne spune scriptura dragii mei că Iosua a înaintat în țară a cucerit până ajuns în zona care la vremea respectivă se numea zona filistenilor astăzi o numim țiul Gaza și din motive uh, care nu le discutăm în această seară Iosua nu intră în acel teritoriu pe acea fâșie au trecut de atunci dragii mei câteva mii de ani și nici astăzi acel teritoriu nu aparține Israelului. Pentru că Dumnezeu s-a uitat la Iosua și a spus Iosua, cât calci ca cu talpa piciorului, îți dau. Dar dacă tu nu intri și speri ca eu să mă duc și să izgonesc pe cei de pe acolo, te înșeli Iosua. Eu o să fiu cu tine, mă duc și dacă te rogi, vindec, și dacă te rogi, eliberez, și dacă te rogi, viețile se vor schimba, dar dacă tu nu intri acolo, dacă tu nu pășești, dacă tu nu te rogi, dacă tu nu postești, o să rămâi cu ea în coastă. Și au rămas filistenii în coasta Israelului, dragii mei, mii de ani, până în ziua de astăzi. Și de ce? Pentru că dacă Dumnezeu spune ceva, el nu vorbește didactic. Când Dumnezeu spune ceva, el face. Și s-a uitat Dumnezeu la, Mo la Iosua i-a transferat adevărul lui înspre el și i-a văzut în momentul acela picioarele proaspătului general tremurând. Și cred că tremurau foarte tare pentru că a trebuit Dumnezeu însuși de vreo două, trei ori să-i repete un lucru și să-i spună, întărește-te și împărbătează-te. Dumnezeu nu spune întărește-te și împărbătează dacă tu ești așa hotărât și când te vede că ești hotărât, te știe că ești hotărât. Când te vede că nu te clati, nu spune tărește și în că știe că înseamnă că Iosua era, era apăsat. Mai ales că acolo la Cort, când s-a făcut transferul, i-a tot spus tot felul de lucruri care urmează să se întâmple și cum poporul, după moartea lui, se va duce și se va duce după Dumnezeu străin. Și cred că tânărul Iosua a fost încărcat de tot ceea ce a spus Dumnezeu, îi tremurau picioarele și vine Dumnezeu la el și spune, Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te, întărește-te și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea, întărește-te și îmbărbătează-te. Cum aș traduce astăzi acest întărește și îmbărbătează-te? De multe ori, în momentul când intri în teritorii spirituale, în special în locuri în care n-ai mai fost. Când Dumnezeu îți cere să te duci și să faci ceva în numele Lui, în momentul acela vin gândurile celui rău, pentru că e o bătălie spirituală, ne spune Pavel în 6, VI. și vin gândurile celui rău și spune, nu te băga acolo, de ce te bagi acolo? Să vezi ce o să întâmple dacă te bagi acolo, să vezi ce pățești dacă te bagi acolo. Îmi aminte de primul post Lung pe care l-am făcut cu biserica. Am tot predicat pe post, am tot ținut postul lung și într-o zi ne-am mutat din, cu Betel Centru din uh, sala de unde eram, din sala sus, de sus în sala, în sala mare. Și eram vreo 350 de oameni pe 800 și ceva de locuri și am simțit că suntem pustii, suntem împrăștiați pe acolo, numai... Și am simțit că ne, ne, ne copleșește uh, locul. Și uh, a fost momentul în care. Am început să vedem ce avem de făcut și am zis din partea Domnului că trebuie să intrăm într-un post de 20 de zile. Și am vestit pentru toată biserica un post de 20 de zile, să intrăm în acel post de 20 de zile. <coughs> în prima zi a postului, unul dintre liderii din biserică, căsătoriși cu copii, era pe bicicletă și mergea, nu mai știu, pleca la servici, nu mai știu ce făcea. Și ceva s-a întâmplat, s-a rupt bicicleta, ghidonul a intrat în el l-a perforat, l-au văzut oamenii, au văzut sângele, au chemat salvarea, l-au luat -o dus de urgență la spital și aflu. Și vine diavolul și zice, vezi ce se întâmplă dacă te bagi în post cu biserica. Pentru că a avut grijă diavolul să învestească cu ceva vreme în urmă. Vezi că sunt biserici care se bagă în post și mai sunt câte unii care mor. Se întâmplă tot felul de lucruri ciudate că se bagă biserica așa în posturi de astea mari. Nu te băga pe acolo, că este sunt teritorii. E complicat. Și m-a dus înainte pentru că am știut că mă cheamă Dumnezeu să mă duc înainte, nu să stau și să tremur de frică. Dar în ziua aceea, când omul nostru din biserică era cu ghidonul în el și la urgențe, să știți că nu a fost simplu pentru mine. Și asta și m-a frământat și domne zis, Doamne, Doamne, eu nu pot să cred că diavolul are dreptate în povestea asta. Eu nu pot să cred așa ceva. Eu nu pot să cred. Doamne, nu, nu, cred că ăsta are ultimul cuvânt. Nu pot să cred așa ceva, Doamne. Doamne, Tu ai ultimul cuvânt. Doamne, Tu ai ultimul cuvânt. Și îl bag în operație și lucrul e bine și iasă pe picioarele lui afară și e bine și mă întâlnesc cu el. Și acum eram curios ce va zice. Că poveștile astea circulă prin biserici, prin, a, știi, când se bagă biserica în posă. Și eram curios ce o să zică și se uită la mine, deci a, eu să spun ceva. Ce așa de bucuros că am fost în post. Nu? M-am gândit, ia să vedem. <laughs> Bă, eu știu că m-a chemat Domnul de azi, de ce ești tu bucuros cu ghidonul în tine că ai fost în post? Zic, de ce? Deci, Adim, am ajuns la urgență și zice, s la mine, au văzut care e situația și a început repede să rezolve lucrurile, să... Așa, dar mi s-a spus că nu pot să intru în operație decât peste nu știu câte ore până mi se golesc lucrurile din interior pentru că mâncarea de acolo trebuie să plece. Și atunci ne-a spus, dar eu stați eu n-am mâncat. O, zice, n-ai mâncat. Dar când ai mâncat ultima? Păi ieri. Oh, perfect, zice. Atunci intri acum în operație și l-au băgat în secunda următoare în operație, dragii mei, și lucrurile s-au rezolvat mai repede pentru că a intrat mai repede în operație decât ar fi trebuit și, și a venit așa de bucuros și a zis, știi ce bine a fost că am fost în post? Știi ce bine a fost că n-am mâncat? Și mi-am dat seama, dragii mei, că sunt momente și momente în viață, că sunt momente în care intri în teritorii spirituale și vine diavolul și de, de ce te bagi aici? Ce cauți aici? Ar trebui să te liniștești, ar trebui să te oprești. Și el e momentul în care Dumnezeu vede că-ți tremură picioarele și vede că e complicat și se uită la tine și spune, întărește-te și îmbărbătează-te, întărește-te și îmbărbătează-te, întărește-te și îmbărbătează-te. Nu sta să-ți plângi de milă, nu sta tot întreb, oare bine că postez, oare bine că mă rog, oare bine că mă rog pentru cutare, oare chiar să mă rog ca să fie vindecat, oare chiar să mă rog să fie liberat, oare chiar să fac lucrurile, mai bine lăsăm pe alții, alții să facă, alții, oare, oare. Dumnezeu se uită la Iosua și spune, întărește-te și îmbărbătează-te. Dragii mei, ceva se întâmplă cu Iosua din momentul acela. Și o să se ridică și îți câteva elemente de text foarte importante, care ne spune că înainte de a intra în teritorii, de a cuceri noi teritorii, Dumnezeu ne cere să facem anumite lucruri. Și îl vedem pe Dumnezeu despărțind Iordanul, trecând poporul pe acolo, dar spunându-i ia pietre de aducere aminte de acolo. Apoi îl vedem pe Dumnezeu în partea cealaltă a Iordanului, venind la popor și spunându-i este vremea legământului, e vremea să vă tăiați împrejur. Și uh, se oprește întregul popor, având în spate Iordanul și având în față Ierihonul și în câmpia aceea, în zona respectivă, Iosua îi taie în împrejur pe bărbați. Acum, dacă ați citit scriptura, știți bine că sunt aproximativ trei zile în care după tăierea împrejur, bărbații sunt scoși afară din orice tip de luptă. Și mi-am dat seama că este unul dintre motivele pentru care face Dumnezeu lucrul acesta, ei că Dumnezeu este interesat să înțelegem în practic că El coordonează, că El conduce viața noastră. Și de multe ori nu se poate face lucrul acesta decât dacă suntem puși la colți ca să abandonăm controlul. Până când nu suntem puși la colți, cei mai mulți dintre noi credem că rezolvăm noi lucrurile și putem face. Știți cum a pus Dumnezeu un popor întreg la colți? L-a așezat acolo, cu spatele la Iordan și având în față Ierihonul și o în împrejur pe toți bărbații. Dacă Ierihonul ar fi ieșit nu cu toți vitejii lui, vreo 20 trebuiau să aibă, nu mai mult. Iar fi măcelărit pe toți evreii în două zile de s-ar fi obosit mâna lor. Pentru că erau în incapacitate timp de trei zile să se apere un popor întreg. Și Moise știa asta: că citise Geneza. Și Iosua știa asta. Și ceilalți știau asta, și toată lumea știa lucrul acesta. Dar au ales să asculte de Dumnezeu. Sunt momente în care. Dumnezeu vine și cere lucruri aproape imposibile. Îmi duc aminte, povestea cineva, nu noi din, din, România, dar a povestit ceva și m-a, atins. După ce și-a făcut doctoratele și după ce a ajuns inclusiv cu doctorat în teologie și a trecut prin momente grele și complicate în viață, soția lui a fost chemată la Domnul, a ajuns la pensie, a strâns ceva bani în viață și a venit Dumnezeu la el și a spus, toți banii pe care îi ai trebuie să-i transferi la biserică. Și că în primul moment o zis înapoi a mea satanul. Vă zis să nu de la Domnul. Cum să-mi dai eu toți banii? la pensie, tocmai numai bine să mă bucur de viața și de cum să nu, nu. Nu e așa, să plece. lăsat Duhul Domnului așa un pic de vreme, pe-a venit apoi și zice, nu, nu, ce eu. Zice, toți banii la biserică. Pentru că vreau să mă folosesc de tine. Și câtă vreme mai ai banii aia prin cont, tu încă crezi că mai poți să faci ceva, dar vreau să mă folosesc de viața ta. Și s-a luptat câteva vreme cu Domnul, până să chiar să înțeleagă că Duhul Domnului cere lucrul acesta. Și într-o zi s-a dus la bancă și au făcut transferul. Și a golit contul. Și toți banii pe care i-au strâns și au zis bine pentru pensie și mai bine ca să mă liniștesc, au rămas fără ei. Și au zis, Doamne, acum <gângh> spatele, în spate Iordanul, în față Ierihonul, în împrejur, acum-s gata. Dar, dragii mei, Dumnezeu l-a luat și a început să-l folosească. Și dintr-un om pe care nu-l cunoștea nimeni decât cei care erau în localitatea respectivă, a ajuns un om care să meargă de la vârsta respectivă peste mări și țări. Să fie un om pe care Dumnezeu să-l folosească nu știu câte țări, din Europa, din Africa, din diverse locuri. Un om de care Dumnezeu s-a folosit cu putere ani și ani și ani până când Dumnezeu l-a chemat acasă. Pentru că în momentul în care Dumnezeu vrea să folosească de cineva, există acel moment în care Dumnezeu îți cere să dai controlul din mâini, să lași controlul din mâinile tale. Și când te pune la colț Dumnezeu, ai două variante să zici, Doamne, știi ce? Serios, până la bani. Orice, dar până la bani. Alții zic, Doamne, orice, dar până la mașină. Sau până la cutare, până la cutare. Negociem orice, dar până aici. Dar în momentul când n-ai curat să pășești și să scuz de Dumnezeu, în momentul când lași controlul din mâna ta, în momentul acela vine Dumnezeu și dacă până atunci s-au întâmplat lucruri mari, de acolo încolo se întâmplă lucrurile imense ale lui Dumnezeu. Și Moise, Iosua nici măcar nu stă să comenteze. Nu-l văd pe Iosua, dragii mei, nici măcar cu o jumătate de frază, spune Dumnezeu, Doamne, știți, suntem într-o situație militar periculoasă, chiar vrei asta, precis tu vorbești. Eu să ne spune Scriptura, dragii mei, face cuțele de piatră conform poruncii lui Dumnezeu. Strânge toți bărbații, îi taie prejur, lasă zile de vindecare și așa de ca Dumnezeu să-i păzească. Ce nu știa Iosua ce-a aflase după aceea de la Dumnezeu este că vesetul 1 din capitolul 5 spune așa, când au auzit toți împărații amoriților de la pusul Iordanului, și toți împărații care au de lângă mare că Domnul se case apele Iordanului înaintea copilor lui Israel până am trecut, li s-a tăiat inima și au rămas îngroziți înaintea copilor lui Israel. Ei n-au știut decât după aia că groaza Domnului a intrat în toți împărații din prejur și au fost paralizați din a face ceva. Probabil că îi scoadele lor, probabil că serviciilor lor de informații le spusese, vedeți că ăștia s-au teat împrejur, trei zile s-ai noștri. Dar groaza Domnului a fost în ei. Și au fost incapabili să se miște militar timp de trei zile. N-au putut să facă nimic, pentru că groaza Domnului era în ei. Pentru că atunci când ai curaj să rămâi pe mâna Domnului, nu este altul care să te păzească și să te ocrotească mai bine decât Dumnezeu însuși. Și când Dumnezeu păzește, Dumnezeu păzește până la capăt. Și când Dumnezeu o crotește, chiar dacă vin valurile, chiar dacă vin furtunile, Dumnezeu te duce în siguranță pe malul celălalt. În siguranță pe malul celălalt. Au fost în împrejur, după ce au fost teați împrejur, ne spune Scriptura, dragii mei. Vesetul nouă, <coughs> Vesetul 8, după ce a isprăvit de în împrejur, pe tot poporul au rămas pe loc în tabără până la vindecare. Domnul a zis lui Iosua, astăzi am ridicat o cara Egiptului de deasupra voastră. Și locul acelui a pus numele Gilgal, prăvălire, până în ziua de azi. Am ridicat o cara Egiptului. Întrebarea care se pune îi, ce caută o Egiptului peste niște oameni care n-au văzut Egiptul nici măcar în poze? Cei care le spune Dumnezeu că a ridicat o Egiptului de pe ei erau copiii născuți în pustie a celor care fusese în Egipt. Ne spune Scriptura, dragii mei, că au ieșit din Egipt aproximativ 2 milioane de oameni, în total, bărbați și femei și cu toți ce erau acolo. Din aceștia două milioane de oameni, ne spune scriptura, că doar doi bărbați au fost cei care au spus: Dumnezeu ne dă cananul în față, au fost Iosua și Caleb. Toți ceilalți, ne spune scriptura, toți ceilalți bărbați au trebuit să moară în pustie până când n-a mai rămas niciunul dintre ei și au ajuns din nou în fața cananului. Și în fața cananului n-a mai rămas niciunul dintre bărbații născuți în Egipt. Și Dumnezeu vine și spune, astăzi ridic, am ridicat de peste voi o cara Egiptului. Și în mod normal ai pune întrebarea și ce, Doamne, ce o cara Egiptului? Că ăștia nici măcar nu știu cine e președintele Egiptului. Ăștia nu au fost în viața lor în Egipt, ei n-au fost o zi robi egiptenilor. Oamenii aceștia, copiii ăștia, s-au născut liberi, s-au născut în pustie, s-au născut în praful pustiei. Ce o cară a Egiptului. Unul dintre lucrurile pe care, peste care trecem așa de ușor este că în momentul în care se întâmplă ceva cu viața noastră, diavolul vine și agață ceea ce se numește o Cuvântul în ebraic aici se poate traduce rușine, batjocură, sarcasm, o în momentul când ceva se întâmplă acolo, se agață rușinea. Și foarte important că se agață rușinea peste cel căruia i s-au întâmplat lucrurile. Am consiliat foarte multe situații de abuz. Și în situațiile de abuz, indiferent că sunt bărbați care au trecut prin abuzuri sau femei care au trecut prin abuzuri, indiferent că, de ce formă de abuz, una dintre caracteristicile persoanelor care a fost abuzată, indiferent că e sexual sau altfel, una dintre caracteristicile principale, e că cumva persoana abuzată se simte vinovată pentru ce s-a întâmplat. Și mi-aduc aminte că citisem lucrurile acestea, le știam, dar în momentul când am început să conciliez cazuri de abuz, am rămas uimit de realitatea ceea ce citisem din cărți. Pentru că cei care vineau și cei care se deschideau și începeau să vorbească, era elementul pe care le vedeam în fiecare caz. Încât am ajuns că de fiecare dată când apare zona de abuz acolo, primul lucru pe care să-l spun este nu ești vinovată. Nu ești vinovat pentru ce s-a întâmplat. Cel care a abuzat de tine e vinovatul. Și de fiecare dată, în momentul când rostesc de acestea, ori începe să plângă persoana cealaltă, ori începe să spună, dar asasin, dar asasin, simt, mă simt eu, dar trebuia să fac ceva, trebuia să fac altceva. Și spun, nu, nu-ul tău este nu. Ar trebui să-i fie rușine celui care a făcut ce a făcut, nu ție că ți s-a întâmplat lucrul acesta. Dar ceea ce face diavolul cu omul este că după ce trece prin zona de abuz, din zona de, prin zona de rană, când a plecat de acolo, îl face să trăiască cu capul plecat îl face să trăiască apăsat, opresat, trăgând după sine o rușine. Te face să simți că tu ai greșit cu ceva și că meriți să poți acea stigmă peste tine. Și încet, încet omul rănit începe să se retragă. Omul rănit, omul respins, omul abandonat începe să se retragă. Dar dacă ar fi numai retragerea dintre ceilalți, e un element, dar de foarte multe ori rănile acestea indiferent că sunt rând de abuz sau rând de respingere, rănile acestea generează în jurul lor un element de atracție și acest element de atracție în anumite situații este, sunt plăceri. În zona aceasta a psihologiei se vorbește spunându-se că orice durere cere o plăcere. Și când ajung să consiliez oameni și s-a deschis în ul și am început să discutăm cu cei care sunt acolo, știți ce e foarte interesant? Toți, toți băieții care stau acolo în Challenge sau fetele care sunt la, la centrele, uh, ce, cei care trec prin adiții de droguri, știți ce e foarte interesant? Încă n-am găsit unul. Încă n-am găsit unul. Care să nu fi avut o rană teribilă în viață. Te uiți la el și zici, bă, dar acum ai ajuns tu să consumi droguri, de să-ți să vin și părinții. Și se explică că nu, nu, pot, nu pot, încerc să scap, încerc să ăsta, dar m-a prins, m-a prins, nu am prins cealaltă. Dar când intri în adâncuri și încerci să sapi, acolo găsești rănile. Pentru că orice durere cere o plăcere. Și conform scripturii, mângâietorul nostru este Duhul Sfânt. Amin? Crede treaba asta, frați și surori. Scrie în Biblie treaba asta. Cine e nostru? Duhul Sfânt, așa ne spune Scriptura, da? Domnul Iisus spune în felul următor, am să vă trimit un alt mângâietor, adică pe Duhul Sfânt, pe Duhul adevărului. Duhul Sfânt este mânghietorul nostru în momentul când noi trecem prin răni. Duhul Sfânt este singurul care trebuie să fie mângâietorul nostru, cel care vine și mângâie și aduce plăcerea cerului în viața noastră și pansează și aduce vindecare peste rănile noastre dar dacă nu apelăm la Duhul lui Dumnezeu vine diavolul și pe rana respectivă pe care o ai vine și aduce alte tipuri de plăceri pentru unii sunt plăceri, am spune, nevinovate. La unii, rănile acestea de respingere aduc plăceri nevinovate, cu ghilimele de rigoare. Pentru alții, plăcerile sunt plăceri vinovate. Sunt abuzul de droguri, sunt alcoolul, sunt uh, relațiile sexuale, sunt alte și alte plăceri care se atașează pe rănile respective. Dar, înțelegem, dragii mei că acele răni au nevoie de un mângâietor, de cineva care să vină și să vindece. Și acel cineva este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar până să ajungi la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, unii dragii mei nu pot să privească atât de departe. Și se uită la ceea ce se întâmplă cu ei și s-a întâmplat cu ei și diavolul vine și atașează de ei rușinea. Atașează o cară. Și așa să bat jocura. Știi, în momentul acela când vezi oameni care au trecut prin abuzuri și au dup după aia au fost bat jocoriți de alții, tocmai pentru că au trecut prin abuzuri respective, nu vă puteți imagina durerea sufletească pe care o are o persoană trecută prin abuzuri, bat jocorită de ceea ce s-a întâmplat, de tocmai de ceea ce i s-a întâmplat. Durerile sunt teribile. Dar textul acesta îi și mai adânc de atâta. Pentru că oamenii aceștia nici măcar nu au trecut prin batjocura, prin rănile Egiptului. Tații și mamele lor, da. Părinții lor au fost maltratați în Egipt, au fost bătuți de către egipteni. Numai Dumnezeu știe ce s-a întâmplat cu ei în toți acei ani ai robiei. Dar avem câteva elemente din scriptură, avem câteva elemente din, din, din istorie Bajocura și bătăile care erau acolo, pentru că oamenii aceștia au fost sclavi egiptenilor. Dar nu știm tot. Dar ne este foarte clar că durerea era pe părinților, părinți care au murit în pustie. Și generația care se naște în pustie este o generație care duce mai departe o cara Egiptului. O cara Egiptului. De multor dragii mei, noi ajungem să luăm niște elemente teologice și le luăm de bune fără ca să le aducem la nivelul practic în viața noastră. Și vă voi să vă dau un exemplu, credem că Isus Hristos a murit pentru întreaga omenire. Nu facem teologie prin vot, dar credem că a murit pentru întreaga omenire. Amin. Amin. Eu nu cred că Domnul Iisus a murit numai pentru câțiva. Eu cred că Domnul Iisus a murit, așa cum spune Scriptura, pentru toți oamenii. Acum, a doua întrebare este, toți oamenii o să ajungă în cer? Explicați-mi explicați cum, cum se întâmplă treaba asta. Dacă Domnul Iisus a murit pentru toți oamenii, cum de ne ajung toți în cer? Unde e problema? Așa, am auzit cuvântul. Este pocăința, zice. Deci nu-i pocăință. Degeaba o Domnul Iisus și o muri pentru tine dacă tu nu vrei să primești darul. Și noi știm foarte bine că mântuirea este un dar, e un cadou de la Dumnezeu. nu e ceva pentru care tu poți să muncești, nu e ceva pentru care tu poți să plătești. Iisus a plătit totul, Iisus a dus toată munca pentru mântuirea ta și mântuirea mea. El a plătit absolut tot prețul și tu nu trebuie să faci absolut nimic decât să primești. Da? Mântuirea este un dar care vine prin credință, ni se spune nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Mântuirea vine prin credință și trebuie să o primești, e un dar pe care Dumnezeu ți-l face. Cu alte cuvinte, e ca și când Dumnezeu ți-ar spune, uite, ți-am băgat un milion de euro în bancă. tu ai două opțiuni. Să nu te intereseze și să treci viața în continuare de la salar la salar sau de la pensie la pensie. Asta e varianta unora. Sau varianta altora îi să te duci la bancă să scoți banii și să zici, de astăzi sunt milionar. Sunt oameni, dragii mei, care ascultă Evanghelia și li se spune, Dumnezeu te iartă și te eliberează și ai viața veșnică în dar. Și omul se uită, dă din mâinea pagubă și merge acasă și își viața ca un sclav mai departe al păcatului. Sunt alții care ridică mâna și spun, da, vreau și eu să primesc acest dar. Vreau să fiu liber. Vreau să fiu al lui Iisus Hristos pentru totdeauna. Și să o duc și o primi darul. Sunt câte unii, dragii mei, care nu înțeleg că dacă s-au întâmplat anumite lucruri în spate cu familia, anumite poveri, anumite ocări, ocări se transferă mai departe din generație în generație. Și unei zile lasă că o rezolvat Dumnezeu pe toate, dar noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu le-a rezolvat, dar tu trebuie să te duci la bancă și să scoți de acolo ce are Dumnezeu. Poporul acesta, dragimei, mei, care stătea în fața, în fața uh, uh, Egiptului, poporul acesta nu experimentase robia. Oamenii aceștia n-au fost robie nici măcar o zi în viața lor. Nici măcar o zi. Și totuși, Dumnezeu le spune, Domnul a zis lui Iosua, astăzi am ridicat o cară Egiptului, de deasupra voastră și locul acela atât de important a fost acest moment în viața poporului Israel încât locul în care s-a întâmplat locul acela i-au dat denumire și au spus se numește Girgal, Prăvălire ce până în ziua de astăzi atât de important a fost momentul acela că o cara Egiptului a fost dată la o parte de peste ei a fost dată la o parte pentru unii dragii mei o cara e ce au făcut părinții tăi pentru alții, o cara îi ceea ce ai făcut tu. Și ai făcut ceva, sau ți s-a făcut ceva, și ai trecut prin procesele de iertare, sau ai primit iertarea pentru ceea ce ai făcut, și totuși mergi cu capul plecat, cu privirea lăsată în jos, pentru că diavolul tot îți șoptește că tu, totuși, ești de vină că tu totuși meriți să-ți fie rușine pentru ceea ce ai făcut. Că tu totuși meriți să porți o cară peste tine pentru ceea ce ți s-a întâmplat sau pentru ceea ce tu ai făcut. Că totuși, totuși, deși Dumnezeu, tu totuși meriți să porți rușinea. Ai vrea să știți, dragii mei, că un om care trăiește sub ocarea Egiptului, indiferent ce înseamnă Egiptul pentru tine, este un om care nu poate să facă față bătăriilor spirituale. De aceea Dumnezeu nu-și trimite poporul să cucerească Ierihonul, decât după ce prăvălește rușinea, ocara, Bajocura, Egiptului de peste ei. Dacă diavolul te ține legat, dacă Domnul Iisus te-a iertat, dacă tu ai rezolvat, dacă rana ta a fost deja vindecată, dar diavolul încă te ține legat cu o cară, cu rușine. Dacă încă există rușine peste tine, deși tu ai rezolvat, deși te-ai pocăit, deși ți-ai mărturisit păcatul, deși rana provocată de cineva ai rezolvat-o și ai iertat persoana respectivă, dar dacă tu încă mai ai rușine peste tine, asta e seara în care trebuie să-i ceri Domnului să prăvălească rușinea de peste tine să dea jos o cara de peste tine. Pentru că atâta vreme cât rușinea respectivă o mai porți în spate, este imposibil ca să faci față bătărilor spirituale care stau în față. E imposibil. De aceea Dumnezeu, dragii mei, după legământ, după ce renoiește legământul, după ce renoiește legământul, prăvălește de peste ei o cară. Și a fost așa de puternic momentul acela, atât de important pentru ei, încât au numit locul acela Gilgal. Dumnezeu a prăvălit. Aș vrea să nu pleci în această seară acasă, fără să-i spui Domnului, Doamne, încă rușinei peste mine. Doamne, încă simt batjocura, încă simt sarcasmul, încă simt o cara peste mine. Și, Doamne, m-am săturat suport. Și în seara asta, ți-o las aici. Pentru că tu ai plătit la Golgota și pentru rușinea mea. Vă aduc aminte, dragii mei, că Domnul Iisus Hristos a fost batjocorit tocmai ca să ia batjocurile noastre. A fost ocărât tocmai ca să ia o cara noastră. A fost umilit tocmai ca să ia umilința noastră. A fost făcut de rușine și ne spune Scriptura, dragii mei, un lucru atât de de special în Scriptură că Domnul Iisus Hristos a disprețuit rușinea. A disprețuit rușinea. A disprețuit-o. Știi de ce? Ca să spună ție și mie că rușinea are termen de expirare. Că nu trebuie să mai fie rușine peste tine dacă tu ai făcut ce trebuie să faci. Dacă tu te-ai pocăit de ce ai făcut. Dacă tu ai iertat pe cel care ți-a făcut ce-a făcut. Din momentul acela, rușinea nu mai are ce să caute peste tine. Și dacă o simți, în momentul să te duci la crucea lui Iisus Hristos să spui, Doamne Iisuse, Tu ai luat rușinea mea. Te rog frumos, așa cum ai prăvălit rușinea de peste oamenii aceia, atunci înghilgal, te rog frumos o prăvălești de peste mine. Te rog frumos să o rup de peste viața mea. Te rog frumos să o descarci de peste mine. Rușinea asta nu vreau să o mai port pentru că vreau să fiu liber. Liber în numele lui Iisus Hristos. Și a prăvărit rușinea de peste ei. Apoi Hristos îi cheamă la Paște. Sărbătoresc Paștele. Și ultimul element care se întâmplă, este că generalul Iosua, după ce a făcut tot ce a spus Dumnezeu că trebuie să facă, îl vezi dintr-o dată că e un alt om cu desăvârșire. Știți de unde știm asta? Din textul pe care l-am citit. Iosua era lângă Erihon, a ridicat ochii, s-a uitat și iată că un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă același Iosua care cu câteva luni înainte îi tremurau picioarele numai la gândul că el va conduce poporul, îi tremurau picioare numai la gândul că va trebui să bată cu uriașii care stăpâneau peste Canaan, din toată stă în fața unui om care are sabia scoasă din teacă. Și te aștept la Iosua să tremure picioarele, să strige tare după bodyguards lui, să o taie la fugă și să zică, oh, e cineva cu sabia scoasă, veni și mă apărați. Dar să ce face Iosua. Iosua s-a dus spre el și i-a zis, imaginați-vă ce În fața lui stă un bărbat cu sabia scoasă, el n-are sabia scoasă, se duce spre el și trebuie să-i pună întrebări. Dintr-o vedem un alt Iosua. Un Iosua pe care porunca lui Dumnezeu întărește și îmbărbătează-te la ajuns până în măduva oaselor. Dacă s-ar fi întâmplat elementul acesta cu câteva luni în urmă, cred că eu s-a leșinat de frică acolo, în câmpia Ierihonului. Dar data asta nu numai că nu leșină de frică, se duce cumva cu pietul dezgolit în aia și auzi, tu cu cine ești? Cu noi sau împotriva noastră? <laughs> și vei să zic, mai Iosua, vezi că tu n-ai sabie la tine și stai cu sabia scoasă. Dar eu, s-a întâlnit cu puterea lui Dumnezeu. Și când ai întâlnit cu puterea lui Dumnezeu, e un proces acolo. Și dacă la început îți e frică de ce se poate întâmpla, ai trecut prin procesul respectiv și când ai trecut prin procesul respectiv, ai ajuns în punctul în care zici, nu-mi mai frică. Că eu știu cine m-a chemat și eu știu pentru cine lupt. Și s-a dus înainte. S-a dus înainte. Numai că răspunsul celui care pune care scoate sabia din teacă, este un răspuns interesant. Eu s-o întreabă, ești dintre ai noștri sau dintre vrășmașii noștri? Și răspunsul este nu. Eu nu sunt nici cu voi, nici împotriva voastră, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Și acum am venit. Dragii mei, de atâtea ori ne ducem noi spre Dumnezeu și le întrebăm, Doamne, ești cu noi sau împotriva noastră? Și o facem într-un mod foarte subtil și în special prin biserică se întâmplă treaba asta, știi? Când te uzi la unul și la altul și zici, Doamne, dar cum se poate? Pe păi ori pe aia, ori pe mine. Pe păi dar uite ce-o vorbi de mine. Dar nu se poate, Doamne, și pe aia o mântuie și pe mine. Și pe ăla mântuie și pe mine. Pe păi nu se poate, Doamne, pe păi ori ești cu mine, ori ești cu celălalt. Pe păi oricum credem noi, oricum cred celălalt, dar nu se poate, Doamne. Nu se poate așa ceva. Oricum noi, oricum ceilalți. Trebuie să-ți alegi, Doamne, cu cine vrei să lupți. De partea cui ești tu, Doamne? Ești cu noi sau împotriva noastră? Eu cred că trebuie să fii de partea noastră. Noi avem teologia corectă. Noi suntem cei buni, am cu cei mai bine, Doamne. Ar trebui să fii cu noi. Dar te văd că și cu ceilalți. Si. nu e normal ce faci, Doamne. Decide cu cine vrei să lupți. Cu cine vrei să... De partea cu ești, Doamne. Și de multe ori ne ducem înspre Dumnezeu cu această atitudine. De partea cui ești. Alegeți cu cine vrei să fii. Dacă vrei să mă mai vezi la biserică, Doamne, ar trebui să-mi faci mie dreptate și să în biserică că am avut dreptate. Și că cealaltă nu a fost corectă ce au spus. Sau celălalt nu a fost corect ce au spus. Așa de interesant. Pentru că textul nostru <coughs> îl prezintă aici pe Iisus Hristos. De unde știm că Iisus și nu o căpetenie oarecare din cer, pentru că Iosua se închină și de fiecare dată în Scriptură, când un om se închină unei căpetenii a cerului, îngerul respectiv, urgea de spune, ridică -te! nu, 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 eu sunt ca și tine, n-ai voie să te închin mie. Dar să se închină acestei căpetenii a oștirii cerului și căpetenia primește închinarea, ba chiar mai mult, îi spune ce trebuie să facă mai departe. Acolo, dragii mei, spun teologii, era Iisus. Și Iisus, căpetenia oștirii cerului, a coborât acolo ca să dea instrucțiuni de luptă. Și s-a așezat acolo și a venit Iosua să spunești cu noi sau împotriva noastră și Iisus îi spune, nu sunt nici cu voi, nici împotriva voastră. Eu sunt căpetenia, eu am regulile mele, eu am drumul meu, eu am direcția mea. Întrebarea pe care trebuie să o pui în viață și în biserică, nu-i, Doamne, ești cu noi sau cu ceilalți, ci, Doamne, suntem noi cu tine? Suntem noi cu tine în planurile tale? Pentru că ne spune Scriptura că voia lui trebuie să facă precum în cer și pe pământ. De aceea întrebarea noastră este, Doamne, sunt eu cu tine? Sunt eu de partea ta? Sunt eu în tabăra câștigătoare? Am ascultat de tine și pot să rămân lângă tine, Doamne. Nu, Doamne, de ce nu ești cu noi? De ce ești cu ceilalți? Și întrebarea este, Doamne, sunt eu. De partea ta sunt eu și fac eu ceea ce trebuie să fac. Și o să dragii mei, n-a pus întrebarea corectă. Dar Iisus îl corectează și spune, am venit, sunt căpetenia oștirii cerului. În momentul acela Iosua își dă seama de greșeala făcută și cade cu fața la pământ. Așa acolo îi spune, ce spune domnul meu robului său? Cu alte cuvinte, ce îmi spui că trebuie să fac? Și se închină acolo. Și în momentul acela căpetenia oștirii cerului îi spune un lucru interesant. Dă-ți jos încălțămintea din picioare că și locul pe care stai este un loc sfânt. Este un loc sfânt înainte ca orice se poate întâmpla pe tărâm spiritual, Dumnezeu își dorește ca noi să trăim în Sfințenie. Atât de tare, încât lui Iosua îi cere ca și lui Moise o dinioară să-și dea jos încălțămintea din picioare, pentru că terenul acela e teren sfânt. Știți de ce e sfânt? Pentru că era prezența lui Isus acolo. Și în momentul când Isus vine într-un loc, locul acela este sfânt. Ne spune Scriptura în Noul Testament că noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Și când ești templu al Duhului Sfânt, tu trebuie să fii sfânt ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să poată să locuiască în tine. Și e foarte complicat ca tu să trăiești în păcate în timpul săptămânii și să vii ca și să te rogi sau să cânți sau să predi sau să faci orice altceva care faci pe baza darului pe care îl ai și să pretinzi ca Dumnezeu să fie de partea ta când tu în timpul săptămânii ai făcut alte lucruri, când te-ai uitat la ceea ce nu-i trebuie, când ai vorbit ceea ce nu trebuie, când ai acționat cum nu trebuie, când te-ai răstit cum nu trebuie, când ai făcut toate acele lucruri, și după ai vii dumnezeu ca la biserică și zici, știi, Doamne, ar trebui să, ar trebui să. Și Dumnezeu vine și spune, dă-ți încălțămintea jos din picioare. Dă-ți încălțămintea jos din picioare. Și, dragii mei, acest element al încălțămintii date, date, jos din picioare este un element atât de complicat. Ne spune Scriptura în FSN 6 că din cele șase piese de armură care sunt pe trupul soldatului, o piesă importantă, îi încălțămintea, îi râvna Evangheliei. Un soldat care nu e încălzat poate să fie îmbrăcat cu cea mai scumpă și performantă armură, să aibă cea mai puternică sabie, să aibă cel mai performant scut. Dacă e desculs, este pradă dușmanului. Și Hristos se uită la generalul armatei și spune, dă-ți încălțămintea jos din picioare. E în momentul acela în care te faci vulnerabil total în fața lui Dumnezeu. E în momentul acela în care l-aș traduce în felul următor, când te duci înaintea lui și îți mărturisești păcatul. Când te duci la cineva și spui, vreau să-ți mărturisesc păcatul, vreau să spun ce am făcut. Și vreau să te rogi pentru mine, pentru că vreau să biruiesc păcatul acesta. Ca Isus Hristos să poată lucra în viața noastră, ca să putem să înaintăm și să cucerim ceea ce ne-a dat Dumnezeu să cucerim, trebuie să producă în noi această sfințenie. Trebuie ca păcatul care este acolo să fie scos la o parte, să fie dat la o parte. Trebuie să producă acea vulnerabilizare a noastră, ca și oameni care stăm în biserică care am ajuns să nu ne mai putem vulnerabiliza, că ne e frică să nu fim predicați, să nu fim vorbiți de alții, să nu se spună altora și rămânem cu păcatul acolo, cu păcatul descoperit în viața noastră, care miroase greu, care ne blochează în pentru că îi acolo și păcatul doare și doare, doare, pe noi și doare pe Tatăl nostru din ceruri. Și Hristos vine și spune, dăm păcatul tău, fă te vulnerabil. Dă-ți încălțăminte jos din picioare, pentru că am venit și pentru că am planuri, pentru că vrem să câștigăm împreună. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să plecăm capul așa cum stăm. Aș încheia mesajul acesta cu rugăciune. Și aș vrea să te invit să faci această rugăciune. Nu știu ce-i peste tine în aceste momente. Dumnezeu știe, știe, cunoaște. Dar dacă este rușine, cere Domnului să o dea jos. Cere Domnului să o prăvălească de peste tine așa cum a prăvălit rușinea de peste copilul Israel. Dar dacă sunt acolo lucruri care țin de păcat, dacă sunt lucruri care sunt greu de mărturisit pentru că te gândești că e complicat să te faci vulnerabil, în seara aceasta te invit să-ți aduci păcatul înaintea lui, să spui, Doamne Iisus, mi-e așa de greu să spun. Dar vreau să-ți-l mai spun în o ție și te rog frumos să mă ieri, să mă curățești și, Doamne, în seara asta iau decizia că mă duc și mărturisesc pentru că vreau să fiu liber. M-am săturat. Vreau să fiu liber. Lasă ca să ne rugăm. Și acolo unde stai, acolo unde ești, cere Domnului îndurare, cere Domnului milă, cere ca Domnul Isus Hristos să ridice de peste tine. Dă-i ceea ce ai de dat.